Fac acest video ca să-ți aduc aminte că viața nu trebuie să fie nașpa. Probabil că de multe ori ai avut aceste gânduri cum că viața va fi nașpa, adică de ce crezi că toată lumea îți spune bucură-te de tinerețe, bucură-te de acești ani în care ești tânăr, în care ești copil, nu te responsabiliza, nu fă nimic greu, stai și fii o legumă. Fă ceea ce-ți place, dar în jurul tău ești înconjurat de lucruri dăunătoare pe termen lung. Fă ceea ce-ți place, dar îți este dat un iPad de la 4 ani. Fă ceea ce-ți place, dar te joci jocuri video de la 10 ani. Fă ceea ce-ți place, dar nu te duci pe la școală că vrei să faci altceva. Adică faci decât niște lucruri imorale sau rele. Și asta lumea numește distracție. Definiția distracției și a recompensei e fucked up foarte rău în capul tuturor. De ce este o recompensă băutura? De ce este o recompensă o bomboană? De ce sunt aceste lucruri recompense? Ci nu faptul că te-ai putut bucura de această zi. De ce nu e asta o recompensă? De ce nu e o recompensă că ai meditat astăzi 10 minute? De ce nu e recompensă că ai terminat astăzi o carte? De ce nu sunt astea recompense? De ce recompensa e mereu ceva ce îți face rău, o gratificare instantă? Cum ar fi o bomboană, cum ar fi 10 minute pe telefon, cum ar fi o oră la calculator? De ce toate aceste lucruri sunt recompense? Asta explică clar faptul că noi oamenii greșim foarte grav atunci când definim recompensele. Recompensa n-ar trebui să fie o pedeapsă pentru tine din viitor. Imaginează-ți că mănânci astăzi un tort. Mâine dimineață te vei simți groaznic pentru că ai consumat tot acel zahăr. Poate nu-ți vei da seama, dar sigur te vei simți mult mai slab decât dacă n-ai fi făcut-o. Eu așa simt. Și chiar se simte destul de nașpa, regret. Am făcut lista de regrete și am spus faptul că regret că am stat peste ora de culcare. Am o listă pe perete cu regrete. Am o listă pe perete cu lucruri de care mă bucur, pe care mă bucur că le-am făcut. Și chiar sunt destul de utile, îți recomand și ție să le faci. Pur și simplu scrii pe perete listă regrete și scrii ce regreți că ai făcut. Și așa mereu va fi acolo și îți vei aduce aminte. Deci, viața nu trebuie să fie nașpa. Pentru că dacă toată lumea îți spune să te distrezi când ești mic și să nu te responsabiliza, nu că nu o să-ți placă, o să vezi tu, atunci de ce toată lumea are percepția asta că după ce ieși din copilărie, după ce devii adult, viața ta devine nașpa? Sau devine numai ca acea a copiilor? Eu nu cred că ar trebui să te distrezi când ești mic. Aceștia sunt anii tăi de aur în care ar trebui să-ți construiești baza cu grijă. Ar trebui să-ți creezi fundația aceasta de beton, o fundație de un beton foarte puternic, foarte pur, în așa fel încât să reziste ceea ce vrei să construiești pe ea, să reziste la conacul pe care să-l construiești pe ea. Multă lume nu are conacul construit din cauza că baza lor nu ar susține un conac. Și așa că își fac o căsuță mică, care este suficient de ușoară în așa fel încât să nu distrugă baza. Dar tu, dacă îți construiești o bază puternică la casă, poți să-ți construiești un conac, o casă uriașă sau o casă modestă în care să poți locui tu și familia ta. Despre asta e vorba, să-ți construiești o fundație cât mai puternică. Ce fel de fundație puternică construiești tu dacă în anii în care erai tu mic Te-ai distrat, te-ai dus, ai mers, ai ieșit de vreo 3 ori pe săptămână, te-ai dus la școală, ai mai băut din când în când câte o pungă de Doritos, de chipsuri, te-ai mai dus și pe la sală, nu ai gândit-o așa de bine, te crezi tu cel mai șmecher că te duci pe la sală, dar nu ești. Și odată ce ajungi, te lovește realitatea, rămâi fără bani și începi să lucrezi ceva ce urăști să faci. Și ușor, ușor încep să devii foarte resentimentar. O ții în tine iar în weekend,
cum se privește ocazia băutură, cum se privește ocazia bomboane, cum se privește ocazia o pungă de chipsuri, pornografie, toate adicțiile, țigări, toate se lipesc de tine, relații greșite în care abuzezi fata sau în care vă abuzați unul pe altul. Este un ciclu vicios în care ești pus dacă nu ești educat, dacă nu ești în stare să vezi failure-ul în față, să vezi eșecul, să previi eșecul. Pentru că întotdeauna vorba aia, mai bine să previi decât să tratezi, nu? De aceea e important să previi eșecul. Și cum să-l previi? Dacă tu ești complet distras de aceste gratificări instante, de aceste jocuri video, de acest social media, vreau să te fac să înțelegi că este cu mult mai deep decât pare chestia asta. Acest sistem este cu mult mai deep decât pare și crede-mă că este ceva malefic per total. Gândește-te așa, Matei în Evanghelia lui a spus Iisus, numai că e scris de Matei, ia-ți crucea și urmează-mă. La ce crezi că s-a referit cu asta? Ei bine, după ce am făcut o căutare și am ascultat și un preot ortodox care vorbește pe internet foarte de treabă, zicea că se referă la suferință. Calea spre rai nu este una comodă, nu este una în care... nu este una ușoară, nu oricine ajunge acolo. Și atunci m-a făcut să mă gândesc că, băi, stai un pic. În lumea modernă ne bagă confortul pe gât de numai, suntem în cele mai confortabile zile ale noastre și în rai, ca să poți ajunge, trebuie să suferi pentru ceva, nu din cauza a ceva. E complet diferit să suferi pentru ceva și să suferi din cauza ceva, din cauza la ceva. Să suferi din cauza că n-ai bani sau să suferi pentru a avea bani sau să suferi pentru a avea succesul. Nu din cauza succesului, e ceva diferit. Așa cred eu, acum tu poți să faci ce dorești. Și cam asta ar fi, nu trebuie să fie nașpa viața ta, trebuie doar să găsești acest lucru care te umple cu iubire. Pentru că ca să-L găsim pe Dumnezeu, trebuie să găsim iubirea, El este iubirea, adevărul, calea și viața. Când alegi să te sinucizi, Îl abandonezi pe Dumnezeu. Când alegi să nu spui adevărul, Îl abandonezi pe Dumnezeu. Și bineînțeles că devine din ce în ce mai rău. Gândește-te, toate aceste țări care nu prea bagă ei în seamă religia, ce fel de oameni au? Anglia nu prea bagă în seamă religia, adică să fim serioși, tineretul nu prea bagă în seamă religia. E plin de oameni de generație acolo, e plin de oameni de o calitate mai slabă. Ar trebui să pur și simplu să realizezi faptul că trebuie să găsești acest lucru pe care îl faci din iubire. Spre exemplu, pentru mine este mecanica, îmi place să și vin aici să-ți povestesc și ție ceva, un concept, pentru că n-am cu cine să discut în viața reală și automat vreau să vorbesc, vreau să împărtășesc ce am pe inimă cu tine. Să fiu total sincer, îmi place mecanica, îmi place foarte mult să lucrez la lucruri complexe, cred că asta e ceea ce îmi place în general. Că găsisem un telefon în curte, un iPhone și l-am desfăcut să mă uit să văd și cum arată în interior un iPhone. Și l-am văzut, m-am uitat acolo, foarte interesant, am fost fascinat o oră întreagă de acest lucru. Intrasem într-un flow state foarte frumos. Deci sunt automat fascinat de tehnologie, cred că aș putea spune, și chestii complexe, chestii care par mici, dar când le deschizi sunt o grămadă de lucruri micuțe. Eu sunt genul de om așa care vrea să pătrundă foarte mult în detaliu. Și sper că ți-am adus un insight destul de interesant astăzi asupra faptului că nu trebuie să fie viața nașpa, pur și simplu nu e simplu deloc, de ce să mănânc căcat. Caută acest lucru pe care îl iubești să-l faci doar pentru că este acolo. Un lucru pe care l-ai face timp de 20 de ani, fără să fii plătit, fără să te bage nimeni, absolut nimeni în seamă. Fără să spună, wow, ce frumos, nu, nimic. Pentru mine ar fi mecanica, eu aș repara mașini, aș repara telefoane, aș umbla la chestii complexe, fără să mă bage nimeni în seamă toată viața mea. Nu mi-ar păsa. N-aș face-o pentru bani, n-aș face-o pentru faimă, n-aș face-o pentru nimic, aș face-o pur și simplu pentru acel lucru. Și acel lucru te va umple de iubire, cu acea iubire vii la tine în familie, împărtășești iubirea mai departe
și creezi un ciclu pozitiv de ăsta în care primești iubire, o dai și acea iubire pe care tu o dai își găsește ea cumva calea înapoi spre tine. Sper că te-am ajutat astăzi să vezi câteva lucruri, așa că nu mai fă lucrurile de dragul de a le... Nu mai fă lucrurile doar pentru beneficii, nu acționa din frică. Frica este ceva prin care diavolul acționează. El bagă frica în noi ca mai apoi să facem, să greșim, să păcătuim. Nu te baza pe frică, nu te baza pe orgoliu. Eu sunt un nimeni, n-am de gând să spun că știu pe toate, tu totuși știi mai bine ce ai de făcut. Dar așa ca fapt divers, să ții minte asta. Dacă mai vrei să vezi videoclipuri de la acest YouTuber neconvențional, te-aș ruga să lași un subscribe, va fi un câștig pentru amândoi. Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.